Cere scuze pentru ineditul decor pe care l-aveți în față, care nu e al conferințelor, ci al premierei, care va avea loc peste două zile. Imediat după conferință urmează o repetiție generală. E vorba de Marele Inchizitor, după Dostoevski, cu Victor Benjuc și regia lui Radu Penciulescu. Iată de ce avem acest cadru inedit. Cum toată lumea știe, sper că se împlinesc 20 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, am hotărât la nivelul Teatrului Național ca aceste ultimele conferințe ale anului să fie legate mai mult sau mai puțin de acest eveniment. Cine a fost la conferința de acum două săptămâni l-a putut urmări pe domnul Denis Deletant, care a vorbit despre Revoluția Română văzută de la BBC. Astăzi vom vedea și vom asculta, pentru că este și de văzut și de ascultat, o prezentare vis-a-vis de ce s-a întâmplat în Piața Palatului cu Muzeul Național de Artă și cu tablourile de acolo și, evident, vom urmări în detaliu și un film pe care îl veți urmări, îl veți vedea imediat, dar și ceea ce ne va spune cea care, la ora respectivă, era muzeograf al acestui muzeu important al României și care a făcut tot ce a putut pentru a salva cât s-a mai putut salva din Muzeul Național de Artă. În programul pe care l-aveți, sunt convins, există o prezentare mai mult sau mai puțin exhaustivă despre cine este doamna și de ce, o să bănuiți, de ce am fost invitat astăzi. În decembrie 1989, istoric, critic artă, muzeograf al Muzeului Național de Artă al României, proteja și depozita cele mai importante lucrări ale galeriei europene, înaintea începerii incendierii nocturne a clădirii. Asigurând permanența în muzeu, în perioada 21-25 decembrie, reușea împreună cu câțiva colaboratori curajoși să protejeze și să depoziteze operele de altă importante în timpul acțiunilor teroriste din palat. Nu e mai puțin adevărat că doamna care ne va vorbi acum a avut și are în continuare și o foarte curajoasă atitudine civică. Luările ei de poziție vis-a-vis de politica curentă a statului român din 89 și până astăzi sunt bine cunoscute și cum a fost și este în continuare membră a Alianței Civice și membră fondatoare a Fundației Academiei Civice, în cadrul căreia a colaborat la proiectul muzeografic al Memorialului Victimilor Comunismului și Rezistenței de la Sighet, o să înțelegeți că având în spate de dus o cruce în perioada comunistă, o cruce care i-a obosit viața, dar nu i-a stins sufletul și mintea, atâta vreme cât tatăl ei a suportat 17 ani de detenție în pușcării de comuniste și nu a putut face imediat studiile superioare necesare și demne de pregătirea și caracterul stimatei doamne, până la urmă reușește în 1996 să încheie studiile la Academia de Arte, la secția Istoria și Teoria Artei și Restaurare Frescă. Imediat după Revoluție a ocupat și funcția de director general adjunct al Muzeului Național de Artă și a fost și consilier al Ministrului Culturii în perioada 97-2000. Cum sunt convins că știți despre cine e vorba, o invit în scenă pe doamna Dorana Coșoveanu. De fapt, am invitat-o în public pentru că, înainte de a vă asculta, vom urmări un film. Un film realizat chiar pe 3 decembrie 1990 de redactora televiziunii române de atunci, Mihaela Crețulescu, cu aparatul mânuit de celebrul Nae Niță, Nae Ochi, cum îl
îl numeam noi, artiștii, pentru că îl cunoșteam și filma și spectacolele noastre. Cu scuzele de rigoare, pentru calitatea pericolei, care nu a fost găsită în arhiva televiziunii române și este doar o copie veche de 20 de ani a doamnei Coșoveanu, transpusă, dar cu greutățile firești, vă rugăm să urmăriți și apoi să o ascultăm. La 22 decembrie 1989 are loc Revoluția Română împotriva comunismului. Sunt distruse monumente de cultură, clădiri, opere de artă, sunt uciși oameni. Biblioteca Centrală Universitară. În această catedrală a culturii românești și universale, te întâmpinau cupole, vitrali, fresce și ștucaturi, covoare și mobile de preț, dar mai ales cărți. Cărți rare, cărți unicat, de valoare inestimabilă. De cenușă, ruine, rafturi calcinate, un strigăt al durerii mute, strigătul tezaurului de carte iremediabil pierdut. Ziduri care au văzut istorie. Ziduri care au trăit și suferit în istorie. Ziduri care ne privesc sublim în durerea lor mută. Muzeul Național de Artă. Valori inestimabile ale picturii românești și universale au fost distruse dintr-o ură greu de înțeles.
Enigmatic și cu minți, terminându-și rostul lor, lumânări în cui de cuc, parcă tac și parcă ning, cheamă-i, Doamne, înapoi, că și-așa au dus-o și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi. Și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi. Ia priviți cum se duc, ia priviți cum se sting, cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiați pe părinți. Cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiați pe părinți. Urmele sfâșietoare ale durerii mai dăinuie pe chipul orașului, al locurilor, al oamenilor. Lacrimile noastre încă mai udă mormintele, dar durerea sfâșietoare ne va purifica și ne va înălța sufletele la sublima înțelegere și acceptare a destinului. Văzut și a îndurat locul acesta din inima orașului și palatul. Noaptea lui
22 decembrie 1989 s-a prăbușit peste muzeu, nimeni nu putea crede că ea ne va împinge la limita vieții. Nimeni nu putea crede că prețul jertfii va fi dat și de operele de artă. Mă sâmbure de groază și amarnică judecată în privirea lui Mircea cel Bătrân, așa cum apare voievodul în fragmentul de frescă de la Biserica Episcopală de la Curtea de Argeș, renumită ctitoria lui Neagoe Basarab din secolul al XVI-lea. Mircea, cel care la postul cel mai înalt al Europei, a fost luptător pentru creștinătate, adunător de pământ românesc, diplomat iscusit, conducător unei țări mici, cum spune cartea, ce trebuia să știe să se strecoare între ambițiile hrăpărețe ale vecinilor mai mari și mai puternici. A fost lovit în piept precum un vașnic ostaș în aprigă luptă. Și în domnița Roxandra, fiica voievodului, și în Radu Paisie, soțul acesteia, s-au oprit gloanțele nebune. Câteva icoane de la Cotroceni au fost atinse. Și-au plătit și ele tributul durerii, impresarilor unui timp ce și-au împlinit pas cu pas monstruosul destin. Dar catapeteasma bisericii lui Șerban Cantacuzino din secolul al XVII-lea de la mănăstirea Cotroceni, rămasă orfană de monument și găzduită în muzeu, este, din fericire, aproape nevătămată. Ea își așteaptă cu răbdătoare stăruință redobândirea locului ei ctitoricesc. Și iconostasul mitropoliei de la Târgoviște, poate cel mai reprezentativ pentru arta brâncovenească, și-a păstrat intactă dantelăria aurită pe care mâini iscusite și cucernice au sculptat-o în lemn. Dar multe, multe alte lucrări, peste 200, sunt străpunse de gloanțe, lovite, arse. Un adevărat cortegiu al durerii. Lacrimi lungi la ochiul trist al țării, cum spunea Nichita Stănescu. Ștefan Lucian, Lorica. Femeia cu scrisoarea, una din cele mai importante creații semnate de Savahenția. Așa arăta Teodor Aman într-unul din ultimile sale autoportrete, poate chiar ultimul și cel mai dramatic expresiv, pictat în 1889, cu 2 ani înaintea dispariției sale, în atelier cu paleta în mână. Ne-a rămas doar reproducerea lui și aceasta în alb-negru. Ofrandă în absolut, chipul pictorului nu va mai putea fi recompus. Colorată în tonurile unei nobile austerități, păstrându-și privirea tristă și surâsul amar, florăreasa safta lui Ștefan Lucian se lasă parcă împușcată cu sfidătoare fatalitate.
privește cu obosită luciditate cum în jurul ei sunt distruse însinguratele peisaje ale lui Ioan Andreescu, florile, personajele sale solitare, ce se frâng obosite peste amintirea blândului lor părinte. Privește la ce a mai rămas dintr-un peisaj realizat de Grigorescu la Vitré, orașul breton atât de îndrăgit de pictor, care considera că priveliștile după natură trebuie smulse din zbor. Înjumătățită, lucrarea a fost smulsă, la propriu, de nelegiuita brutalitatea unui foc de armă. Peste înlănțuirea de strădani de-a lungul unor secole de pictură s-au rupt zăgazurile furii oarbe și absurde ale unor neoameni. Ei nu au cruțat nimic în cavalcada lor smintită. Și dacă prevederea înțeleaptă a celor câțiva din muzeu au crotit una din minunile renașterii europene, răstignirea lui Crist de Antonello da Messina, cel care a adus strălucire și veșnicie picturii italiene, înainte ca glontele ce era destinat să străpungă geamul vitrinei pavăză, nu același lucru s-a putut înfăptui cu alte multe lucrări. Napolitanul Luca Giordano, lupta lui Hercule cu centaurul Nessus. Așa arăta înainte de somnambulica pătimirea nopții din 22 decembrie și așa arată acum cu rănile bandajate în așteptarea restaurării definitive. Același Luca Giordano, temperamentul tumultos și dinamic al barocului matur, cu lucrarea Circumciziunea. Ambele au fost victime nevinovate. Cinism gratuit sau monstruozitate deliberată în gestul celor care și-au ales ca țintă cele mai senine tipuri, cele mai etern duioase gesturi imortalizate pe pânzele pictorilor italieni ai secolelor 16 și 17. Tânără mamă de Orazio Gentileschi. Școala lui Batista Page. Copilul Iisus ținând crucea de Domenico Zampieri. Obsesional simbol al dezastrului. Samson, dărâmând templul lui Dagon de Giulio Procaccini, imagine ce se ancorează alături de multe altele în hotarul coșmarului.
De a avea puterea să spunem, iartă-i, Doamne, că n-au știut ce fac, precum cel ce-și poartă simbolul sacrificiului suprem în acest tablou, pictat cu fervoare și patosul cunoașterii, acum 4 veacuri de flamandul Jan Hemesen. De-am avea tăria să-i alungăm din gândurile noastre vrăjmașe pe cei care au batjocorit toate aceste splendori ale lumii și trecând prin vălul sălbăticiei să ne ridicăm deasupra timpului, ne uitând că arta rămâne o instanță funciarmente eliberatoare. Părăsind speranțele puternice care ne fac oameni, ne uitând că lucrurile nu se judecă după repeziciune, ci după desăvârșire, să ne bucurăm la gândul că lucrările rănite vor renaște în casa lor înnoită. Își vor relua locul alături de pânzele celebre ale picturii românești și europene, între tapiserii și icoane, manuscrise și broderii, ferecături de carte și stampe, înflorite vase orientale și bătrâne podoare medievale autohtone. Își vor relua dialogul cu lucrările eșalonului de aur al muzeului, cu omul cu tichia albastră lui Van Eyck, cu portretele semnate de Memling, lucrările lui Rubens sau Jordans, cu Rembrandt și El Greco, într-un spațiu viu, reîntinerit. Ce scapă de moarte, spunea André Malraux. Printr-un miracol, noi trăim confirmarea.
Îmi îngădui să vin cu câteva precizări care să încadreze evenimentele ilustrate în filmul pe care vi l-am prezentat. El face parte din ceea ce a însemnat Revoluția pentru mine, pentru că cred că fiecare dintre noi este posesorul uneia strict personală. Acum, după 20 de ani, unii își plâng încă morții, alții își contabilizează avantajele, o parte își retrăiesc miracolul descătușării, cei mai mulți însă au uitat-o, ignorând-o. Un proverb chinezesc spune: mai bine o zi om decât 1000 de zile umbră. Revoluția pentru mine, dacă vreți, revoluția pe mine, m-a făcut să mă simt om și m-a convins odată în plus că spiritul nu este în stare de nimic fără iluzia libertății. Ne aflăm într-o sală de spectacol și aș spune că mulți dintre noi am făcut parte, vrând nevrând, din distribuția uriașului și dramaticului scenariu care s-a numit Revoluția Română din decembrie 1989. Unii îl cunoșteau acest scenariu și se pare că dinainte își distribuiseră deja rolurile. Alții au fost împinși în scenă de disperare, speranță, entuziasm, dar mai ales bună credință. Despre această ultimă categorie cred că merită să vorbim după 20 de ani. Despre ce au însemnat ei atunci, nu numai în stradă, în Piața Operei din Timișoara sau în Piața Palatului din București, în Calea Girocului, la Comitetul Central sau la televiziune, în fața primăriei din Sibiu sau la Cluj, ci mai ales în cele două clădiri care au constituit prin incendiere cel mai șocant și criminal spectacol, Biblioteca Centrală Universitară Carol I și Muzeul Național de Artă al României. Pentru că nu cred că cineva poate uita atât de mediatizatele flăcări care cuprinseseră cele două clădiri și panica nebună ce s-a așternut în centrul orașului. Ca martor direct a ceea ce s-a întâmplat în acele zile și nopți, acum 20 de ani, în Muzeul de Artă, voi încerca cât mai succint să reiau jurnalul evenimentelor despre care se știu și se spun tot mai puține lucruri. Întâmplări ciudate însoțite de multe întrebări. Eram de peste 20 de ani muzeograf conservator și, bineînțeles, cunoșteam muzeul și oamenii lui foarte bine. O lume amestecată de activiști protejați și oameni onești, impostori și profesioniști de elită, și știam cât suntem de cenzurați și supravegheați de securitate, ținând seama mai ales că din clădirea palatului doar o treime aparținea muzeului de artă, iar restul de două treimi Consiliului de Stat. O vecinătate total nefastă. Întâlnindu-i zilnic pe băieții cu ochii albaștri, care patrulau străzile din jurul muzeului, sau pe cei care supravegheau în interiorul lui, ajunsesem să-mi perfecționez radarul, așa încât cu greu mă puteam înșela asupra apartenenței profesionale a unei persoane. De aceea, în dimineața zilei de 21 decembrie, când oamenii erau aduși la mitingul din fața Comitetului Central, așezat vis-a-vis de muzeu, cantitatea supradimensionată a civililor de ordine, cu cravate înguste și pantofi gri, nu prevestea nimic bun. Desigur, ceea ce se întâmplase deja la Timișoara în zilele precedente ne încurajase și așteptam să ieșim și noi cu toții în stradă. Plutea în aer răsmerița. Am urmărit mitingul de la o fereastră ultimului etaj al muzeului, unde era situat biroul meu, cred că era cam în jurul orei 11,
Am trăit momentul unic al întreruperii discursului prezidențial sub vuietul dezaprobator al mulțimii și am asistat, ca la un film suprarealist, la evacuarea rapidă și disperată a pieții, urmată de o liniște sinistră. Tot spațiul dintre Comitetul Central și Muzeu era pustiu, pe jos rămăseseră abandonate lozincile și portretele ceaușiste călcate în picioare, un gunoi imprevizibil și grotesc. Din acel moment, întreaga zonă a intrat sub supravegherea scutierilor care s-au înșirat tropotind în jurul pieții ca niște furnici speriate ieșite grăbit din mușuroi. Vizitatorii muzeului au fost evacuați și muzeul închis. În dimineața lui 22, pentru a ajunge la muzeu, a trebuit să trec, legitimându-mă de fiecare dată, trei cordoane de militari care înconjuraseră de cu seară piața Palatului. Atmosfera era tensionată. Cei care fusesem noaptea la universitate ne știam și ne priveam cu îngrijorare. Foarte mulți din colegi lipseau, din prudență, din frică, nu știu. În Calea Victoriei se adunaseră tot mai mulți oameni care voiau să intre în piață. Cordoanele soldaților rezistau cu greu presiunii, dar la un moment dat ele s-au frânt în strigetele entuziaste ale mulțimii. Armata e cu noi, jos comunismul, jos Ceaușescu. Piața a fost invadată de oameni. Eram la ferestre. Helicopterul prezidențial și-a luat zborul de pe terasa Comitetului Central în huiduiala generală, iar nu după mult timp au început prin ferestrele clădirii să zboare tot felul de obiecte. Cărți, tablouri, dosare, portrete, lozinci. Văzând cu câtă viteză erau aruncate lucrările din temutul sediu al Partidului Comunist, am realizat într-o fracțiune de secundă pericolul ce ne putea aștepta, ținând seamă de vecinătatea nefastă de care vă spuneam, cu Consiliul de Stat, atât de iubit de Ceaușescu și atât de detestat de mulțime. Deja, dincolo de gardul grădinii Palatului, se auzeau glasuri care îndemnau la escaladarea acestuia. Un bărbat, ceva mai oacheș, prevăzător, venise chiar cu un cărucior de cărat marfă. Am luat repede o pancartă pe care am scris că muzeul de artă ne aparține tuturor și trebuie ocrotit. Din fericire, deocamdată, elanul celor din piață a scăzut, datorat și ajutorului unor tineri care au înțeles să facă spontan un fel de baraj. Ne-am gândit apoi că ca cele mai prețioase piese, cele mai valoroase icoane și obiecte liturgice de la parter să fie scoase și ocrotite în depozitele lor. Directorul de atunci al muzeului, un important activist al Partidului Comunist Român, s-a opus, considerând că nu este cazul să provocăm panică. Dar cum nimeni nu prea îl mai asculta, eu mai ales, obiectele de artă medievală de la parter, cele mai prețioase piese de tezaur, au fost repede transportate în depozitele lor. Am aflat mai târziu, chiar de la domnul Hegedus, care era atunci secretar de stat în Consiliul Culturii și Educației Socialiste, că îi recomandase directorului, cu puțin timp înainte de 22 decembrie, să protejeze operele de artă. Oare de ce? Ce știa dumnealui? La Galeria de Artă Europeană, de la etajul 2, conservatoarea lipsea. Am reușit totuși să găsesc cheile unuia dintre depozite și împreună cu o tânără supraveghetoare, cu Mihaela, am început să ducem cele mai valoroase lucrări la adăpost. Antonello da Messina, Omul cu tichie albastră, Van Eyck, Memling, Rubens, El Greco, Bruegel, lucrări de mai mici dimensiuni pe care le puteam căra și le puteau căra două femei speriate, dar foarte operative.
Antonello de Messina, crucificarea lui Isus, era așezată într-o nișă de mici dimensiuni, protejată de un geam gros și de un sistem de alarmă. Sala în care se afla nu avea geamuri. Și totuși, după ce am scos lucrarea din locul ei și am dus-o în depozit, a doua zi, am constatat că geamul protector fusese străpuns de un glonț, care, evident, ar fi distrus-o total. Cine și de ce a tras? Numai Dumnezeu ne-a dat gândul cel bun de a scoate tablourile din expunere, pentru că altfel ar fi fost, în noaptea ce a urmat, total distruse, distruse cele mai splendide opere de valoare mondială, piese rarisime din patrimoniul european. Odată cu înserarea, am rămas în clădire o mână de oameni, ținuți în loc de nu știu ce presentimente ciudate. Sau poate simțeam responsabilitatea celor peste 90.000 de lucrări pe care bătrânul palat le adepostea la vremea aceea. Apoi deodată a început să se tragă, în răpăieli scurte, sacadate. Am fost azurziți de explozia geamurilor pulverizate, a zidurilor găurite de gloanțe și de obuze, a ușilor sărite din țâțânghi. Telefoanele și lumina fuseseră întrerupte. Unul dintre paznici și civili îmi spusese că cu două zile înainte doar fuseseră dezarmați. Nu ne dădeam seama dacă se trage de afară sau din interiorul muzeului, dar totul era haotic și sinistru. Și atunci m-am trezit lângă mine cu o tânără care venise să ne ajute, o elevă, cred, de 15-16 ani. Nu o pot uita. Pentru că în momentul în care a început răpăiala mitralierelor, sau a simulatoarelor, ne-am adăpostit repede sub o scară amândouă în beznă. Stătea cu capul în poala mea, încordată ca un arc, înspăimântată și fără glas. Deodată i-am auzit vocea stinsă. Spuneți-mi, se moare greu? Am asigurat-o că tocmai acum, când aveam atâtea speranțe și atâtea lucruri noi de făcut, era cu neputință ca Dumnezeu să nu ne ocrotească. Avea dreptate Mark Twain când spunea că cea mai bună metodă de a te îmbărbăta este să-l îmbărbătezi pe altul. Ceasuri lungi, șoapta rugăciunii ei, ca o litanie, n-a contenit. După câteva zile, am aflat că în aceeași noapte, apartamentul în care locuia pe Calea Victoriei fusese incendiat. Dar asta este o altă poveste. În grupul meu, soldații mă urmăreau cu priviri speriate, dar atenți și tăcuți. Erau foarte tineri, recruți în termen, cred, aflați probabil la prima lor acțiune specială. Tablourile, unele dintre ele foarte mari, cu rame foarte grele, trebuiau transportate cu atenție și cât mai repede în depozitele în care nu ajunsese focul și geamurile mai existau. Cu cheile de gât, ca mâinile să se poată mișca nestingherite, am luat la rând sală cu sală, lucrare cu lucrare, coborând, urcând, coborând din nou cu grijă pe scările pline de meloz și cioburi. Tot așa de zeci de ori. Gura nu-mi tăcea, tot explicându-le ce lucru important facem, ce reprezintă o operă de artă, ce valoare este ea pentru țară, cum trebuie să ne apărăm tezaurul nostru național și câte altele. În câteva ceasuri lungi și grele, în sălile de expunere rămăseseră doar sculpturile și câteva piese de mobilier netransportabile. Reușisem, o mână de oameni înspăimântați, dar temerari, să degajăm spațiile principale. Asta însemna o suprafață de 7.000 de metri pătrați de expunere. Din această dimineață a lui 23 decembrie au început pentru mine nedumeririle și bizareriile. Directorul transmisese prin intermediul radioului național un SOS
chemând oameni din afară să salveze muzeul care se află în pericol. Afirmațiile lui de tipul arde cabinetul de stampe erau inexacte însă, ținând seama că acesta era situat în subsolul clădirii și nu pățise absolut nimic. Arsese într-adevăr la etajul întâi un birou de documentare al cabinetului de stampe, ceea ce era însă cu totul altceva. Istoricul englez Peter Sayani Davis, în cartea sa intitulată Revoluția Română din decembrie 89, apărută la Humanitas în 2006, consemnează, citez: pe la ora 17, radioul a anunțat că grupuri irresponsabile au forțat ușile, așa încât cetățenii au fost chemați să apere operele de artă și să nu permită intrarea teroriștilor în clădire. La un moment dat s-a format un duet nebun. La un microfon, apeluri la încetarea focului, iar la altul, încercări isterice de a stabili punctele de unde trăgeau teroriștii. Pe măsură ce se apropia miezul nopții, Ion Caramitru a reapărut în balcon și a încercat în zadar să restabilească ordinea, făcând constant apel la cei din piață să oprească împușcăturile și la toți civilii cu arme să le depoziteze în siguranță în sediul Comitetului Central. Am încheiat citatul. Apelul directorului muzeului, foarte asemănător în termeni cu apelul făcut la televiziune, veniți, suntem atacați, a fost urmat de apariția unui grup compact, ciudat de tineri, veniți nu se știe de unde, unii chiar din provincie, înarmați cu niște automate sofisticate și conduși de un bărbat între două vârste, care s-a prezentat ca revoluționar, apoi reporter cinematografic, apoi drept ofițer și care, și mai ciudat, deținea deja o legitimație eliberată de CFSN. Se numea Florin Muscalu, sau cel puțin așa pretindea. Din acel moment, muzeul a fost apărat de aceste gărzi, de acest om și de aceste gărzi voluntare și de soldații în termen. S-au adus lăzi cu armament, s-au instituit patrule interne, n-am mai avut voie să circulăm neînsoțiți prin sălile muzeului, s-au aruncat gaze lacrimogene în subsoluri, s-au căutat teroriști cu câinii lupi dresați în acest scop. Atunci chiar, în 23, spune de această dată domnul Virgil Măgureanu, în dialogul său cu Alex Mihai Stoinescu, publicat în volumul De la regimul comunist la regimul Iliescu, editura RAO, 2008, atunci chiar în 23, înspăimântați de ce se întâmplă, au fost chemați să apere revoluția, spune domnul Măgureanu, vezi, Doamne, și s-au dat arme unor terți din acel moment în care a început haosul. O parte din haos se explică că civili care nu erau instruiți au primit arme și astfel de guri de foc s-au creat peste tot. În felul acesta s-au distrat vreo 3 zile, au fost persoane care chiar s-au distrat cu arme în mână, mutându-se de pe un acoperiș pe altul ca să lupte cu teroriștii de sus și de jos. Am văzut cu ochii mei persoane aflate provizoriu la nivelul puterii, cum erau total depășite de ceea ce se întâmpla afară. Eu știu, încheie domnul Măgureanu, că a existat un plan deliberat ca în România acelui timp să nu se ajungă prea repede la un echilibru și la o stare normală de lucruri. Am încheiat citatul. În muzeu eram asigurați că suntem în legătură permanentă cu șeful, dar cine era acela și unde era, nu ni se spunea. Mi s-a recomandat cu insistență, ținând seama de posibilele, chiar probabile, atacuri infernale aeriene, ce vor urma, să las cheile depozitelor domnului Muscalu și să plec acasă. N-a reușit să mă convingă, chiar deloc. În acele zile și nopți am stat cu toții în holul de la direcție, care nu avea ferestre și era astfel mai protejat.
Se dormea pe covoare, pe jos, în fotolii, pe scaune, la nimereală. Așa ne-a găsit ajunul Crăciunului și veselia musafirilor noștri, cărora, în afară de mâncare și băutură, li se adusese un monitor TV, un video și casete cu filme, veselia lor mi s-a părut foarte ciudată, ținând seama că afară sângele celor morți în stradă încă nu fusese bine spălat. Ce căuta acest grup de așa ziși revoluționari, introduși într-o instituție protejată de stat, al cărui corp de pază civilă, militară și de securitate exista? De ce a fost nevoie să se incendieze cu napalm, lucru constatat de specialiști, atelierul de restaurare pictură, sala mică de spectacol, birouri ale muzeografilor, biblioteca Consiliului de Stat? Cine au fost acei nebuni care au tras din muzeu în oamenii din piață, incitând la contraofensivă? Și cine au fost cei care au tras în muzeu? Au fost criminali sau psihopați cei care au împușcat cu sânge rece tablouri unice ca valoare, țintind în inimă sau în gâtul unor splendide portrete, cum a fost cel al Saftei Florăreasa a lui Lucian? De ce madonele picturii italiene aparținând secolului XVI și XVII, adevărate capodopere ale genului, au fost luate drept țintă în această competiție macabră? Analizând direcția din care veneau gloanțele și rupturile provocate în pânza tabloului, potrivit unui expert în balistică, acestea fusese rochite de la mică distanță din față. Zeci de întrebări obsedante, norele de nesomn, din care multe nu și-au primit răspunsul. Am călcat pe covor de tuburi de cartușe, am pansat soldați, am adunat haine însângerate din moloz, am condus militar cu detectoare sofisticate prin subsolurile muzeului, dar nu am văzut niciun terorist. Ba nu, am văzut unul. Arestat pentru că, vezi, Doamne, trăsese spre muzeu dintr-un bloc de pe știrbei votă și care a fost repede eliberat după o scurtă anchetă făcută ad hoc de domnul Moscalu. Îl cunoșteam de altfel, pentru că făcuse parte din serviciul de securitate al zonei, din direcția 5. În acele zile am asistat la tot felul de organizări de comitete și comisii propuse de personaje ilustre, grăbite să se evidențieze. Am primit telefoane și scrisori de amenințare. M-am certat cu Dan Marțian și Dan Iosif, veniți să reconfiște spațiul Consiliului de Stat pentru Ion Iliescu, unde noi dusesem deja ceva din arhiva muzeului. Spațiu pe care ulterior l-am obținut prin hotărâre guvernamentală, așa cum fusese el atribuit inițial după plecarea regelui Mihai, în 47. S-au întâmplat atunci multe ciudățenii, multe fapte de neînțeles. Nimeni nu a avut însă curiozitatea, interesul, dorința să întrebe și să cunoască ce s-a întâmplat în perioada 21-25 decembrie cu tezaurul țării aflat în cel mai important muzeu de artă al României. Nimeni din comisiile parlamentare de cercetare a evenimentelor din decembrie 89, nici domnul parlamentar Valentin Gabrielescu, nici senatorul Sergiu Nicolaescu, nici procurorul Voinea, n-au considerat utile eventualele noastre detalii, necesare poate clarificării rapoartelor domniilor lor, care nici până azi n-au ajuns la niște concluzii certe. Și totuși era vorba de tezaurul țării. N-a fost nimeni interesat sau n-a dorit să afle depozițiile celor care au trăit Revoluția într-unul din locurile programate diabolic pentru marele spectacol de diversiune. Dacă n-ar fi fost ei, devotamentul și iubirea lor, jaful și focul ne-ar fi lăsat văduviți de cea mai prețioasă, inefabilă proprietate națională, arta, sublima, elevată expresie a conștiinței umane, tot atât de durabilă ca și civilizația,
căruia îi este cel dintâi născut. Despre acești curajoși discreți care merită să primească lauda noastră și cel puțin amintirea noastră, reamintirea noastră după 20 de ani. Lor li se datorează faptul că din miile de opere de artă ale muzeului, doar ceva peste 200 au fost avariate, distruse sau furate. Și după știința mea, niciunul dintre ei nu a pretins un brevet care să ateste participarea la Revoluție, așa cum au făcut-o mulți alții. În 15 ianuarie 1990 a fost numit director al Muzeului de Artă regretatul om de cultură, înțeleptul brând și eruditul istoric de artă Teodor Enescu. Eu am avut privilegiul de a-l seconda. Ce a urmat pentru noi a fost cea mai grea, dar și cea mai frumoasă perioadă post-revoluționară în care s-a început restaurarea clădirii și afirmarea internațională a colecțiilor muzeului în colaborare cu cele mai importante muzee ale lumii. În 4 ani am deschis expoziții la Veneția, la Amsterdam, la Paris, Mexico City, la Tokyo, la Atena, la Bruxelles, la Berlin. Totodată, o bună parte din tablourile avariate au fost restaurate în laboratoarele muzeelor occidentale prietene și pot fi văzute astăzi în sălile de expunere. Nu pot să închei nerevenind la gândul că arta și făuritorii ei, pe multiple planuri și în diverse domenii, reprezintă cu adevărat tezaurul unei națiuni. O dovedește și gestul sublim al lui Rostropovici, care, la 2 zile după căderea zidului Berlinului, în 11 noiembrie 89, și-a așezat violoncelul în fața acestuia, în stradă, și-a interpretat 2 suite de Bach pentru concetățenii săi eliberați și fericiți. La noi, unde peste 1000 de oameni au murit nevinovați și peste 3000 au fost răniți grav, un poet a scris: Rembrandt și El Greco de aici și din toate muzeele lumii luptă alături de militari și studenți. Ochii lui Țuculescu privesc piața Palatului, scandează alături de noi: ole, ole, dictatorul nu mai e. Și anemonele, anemonele în decembrie, pe tinere morminte. El s-a numit Sorin Vieru. Vă mulțumesc pentru răbdare. Mulțumesc. Mulțumesc pentru emoție, mulțumesc pentru neuitare, mulțumesc Mihaelei Crețulescu și aduc un omagiu lui Naeniță pentru filmul care de multe ori m-a făcut să plâng. Ai venit cu o poveste senzațională care trebuia știută. Toți am văzut la televizor sau din stradă flăcările de la palat, toți am suferit și poate că prețul a fost mai mare, mă gândesc acum, decât a meritat. Au murit oameni, s-a spus la început, au murit tablouri. E greu, e foarte greu de moderat astăzi. Te-aș ruga să aprinzi un pic sala ca să ne vedem.
Pentru că sunt convinsă că mulți sunteți cu ochii în lacrimi. Sigur, aveți întrebări, toți avem întrebări. Cine dorește? Este emoția prea mare? E amintirea prea dureroasă? Mihaela Crețulescu, îngăduiem să te rog, nu te văd unde ești, cam în spate, să ne povestești cum ați făcut filmul ăsta. Ceva foarte scurt am de spus. Mă numesc Carmen Dumitru, am fost colegă de liceu și apoi prietenă în continuare cu Dorana. Și știind că ea lucrează la muzeu, în acele zile i-am dat pe 21 un telefon, nu mai știu, 21-22, înnebunită că nu o găseam acasă, să treacă pe acasă. Și în fine am prins-o pentru 5 minute, nu știu cum, probabil că venise să se spele, să se schimbe ceva așa. Și am întrebat-o: Dori, ce faci? Cum reziști? Și mi-a spus doar atât: Carmen, roagă-te pentru mine, nu știu dacă mai trăim după ce facem acolo. Sigur că am fost foarte impresionată, am încurajat-o cât să putea, cred că 3 fraze am vorbit. Însă, după un timp, am întrebat-o: Dori, ce-a fost? Și mi-a spus: te rog frumos, nu mă mai întreba. Cu toată dragostea, mă bucur nespus că sunt în acest moment aici, că Dori ne poate spune ce ne poate spune și mă bucur că la muzeu ne putem duce din nou. Vă mulțumesc pentru tot ce ați organizat aici. Eu pot să vă spun tot. Nu ce ne poate spune, eu pot să vă spun tot. Și aș vrea să mai spun un lucru esențial. Cel care a venit primul și a întins o mână muzeului de artă se află aici în sală. Este fostul ambasador al Olandei, domnul Cohen Stork. Și Cohen Stork. Nu venea să cred că este chiar dânsul. Ba da, chiar este. Și a fost primul care a venit nu numai să vadă ce se întâmplă cu laboratorul de restaurare, pictură, dar a venit cu specialiști, a venit cu materiale și după aceea s-a încărcat cu cel puțin 2 foarte importante lucrări, Rembrandt și Omul cu tichie albastră a lui Van Eyck, care au mers la Amsterdam și care au fost restaurate acolo împreună cu restauratori români care au învățat și au asistat la restaurare. Mulțumesc mult că ați venit! Mulțumim și noi. Mihaela. E foarte trist. Eu sunt tristă acum că acest film, care putea să rămână un document pentru mulți, mulți ani, a ajuns în halul în care este, când televiziunea română nu se mai găsește originalul acestui film. Asta e o copie făcută după un VHS pusă pe DVD. Eu cred că totuși se va găsi cândva, pentru că el de la origine a fost filmat pe o peliculă Orvo pozitiv. Pe vremea aceea nu mai aveam nici Naeniță, care mai era unul dintre cei mai mari operatori al televiziunii și mai punea deoparte câte un negativ, o peliculă negativă, nu mai exista atunci. Betele nu i-a păruseră, era o singură beta la Actualități pentru Ceaușescu și toată lumea trăgea de ea după Revoluție, după 22 decembrie. Și pentru că mă cunoșteam foarte bine cu Dorana și pentru că am suferit îngrozitor când a ars muzeul, sigur că ne-am dus Naeniță, era și el emoționat de ce se întâmpla și durerea lui era foarte mare ca și a mea și atunci am intrat pe 3 ianuarie să filmăm. Mi-am adus aminte văzând acum această copie fără culoare, sunet prost. Dorana, îți mai aduce aminte când ai dus la intrarea dintre Consiliul de Miniștri și Muzeu
unde era, unde era o poartă din grilaj de fier. Și acolo era o statuie și ne-am speriat că mai e încă un terorist care trage în noi. În depozitele muzeului erau soldații care păzeau tot patrimoniul acesta nemaipomenit. Muzeografia aceea minunați care începuseră deja să pună bucățelele de foiță pe lucrările care fuseseră împușcate și trebuie să mărturisesc că și Nae și eu, când am văzut tablourile, când am văzut Grigorescu Vitreu, când am văzut Safta Florăreasa, când am văzut toate lucrările împușcate, ți-aduce aminte că plângeam, Dorana, eram rupți. Nu știam ce să mai filmăm, ne-a fost foarte greu la montaj, pe urmă, ce să alegem, pentru că sigur că am filmat mult mai mult, dar ne-a fost greu să alegem. Iar filmarea aceea din final, când Dorana ridică acea pancartă pe care o pusese pe 22, acei soldați au fost minunați să dea zăpada, să ridice, pentru că ne-au văzut că intrase... Lumea nici nu se mai uita la muzeu după 2-3 ianuarie, adică lumea era deja într-o stare de fericire că plecase Ceaușescu și că venise și anul nou și că nu știu ce să spera. Aș completa ce spui, apropo de soldați, cu o foarte scurtă povestioară, pentru că au fost foarte multe. După ce au cărat tablourile, așa cum v-am spus, eu explicându-le ce lucru minunat facem, un tânăr, Bogdan, a venit la mine ținând în pumn un obiect și mi-a spus așa: Doamnă, eu în partea Consiliului de Stat am găsit acest... Era un pieptănuș, îmi pare rău că nu l-am luat, un pieptănuș ieftin, cu câteva perle. Acest obiect prețios și m-am gândit să-l duc iubitei mele. Dar când v-am auzit că spuneți ce important e să păstrăm fiecare obiect, eu nu pot să-l duc. Și mi l-a dat. La câteva secvențe, să spunem, am mers cu grupul de soldați în subsol, în subsolul dinspre Consiliul de Stat. Și am încercat să deschid o ușă unde se auzea zgomot înăuntru, cu teamă. Dar înăuntru era camera în care erau depozitate băuturile, țigările celor din Consiliul de Stat și un grup de oameni erau foarte veseli. Și mi-am zis, acest băiat tânăr a gândit bine, frumos, și oamenii ăștia stau și beau când ei cară obiecte de artă. Dar aruncându-mi privirea, asta e meseria, să bagi de seamă niște lucruri, am văzut că sub una din canapelele pe care stăteau ei, ieșea exact un colț de tablou. Era un Palladi, care nu știu cum ajunsese acolo. Da, nu pot decât să mulțumesc Doranei și colegilor ei din muzeu, aceia care au ajutat-o, că numai 200 de lucrări au fost distruse. Sunt multe, multe 200 de lucrări, dar au salvat câteva mii. Mulțumesc, Dorana, și colegilor tăi. Ca să păstrăm lucrurile corect, primul care a intrat în muzeu, rugându-se cu mare, în genunchi, aș putea spune, a fost un operator de la Sahia, care se numea Sârbu și care mi-a promis că niciodată nu se va gândi să nu-mi aducă copia a ceea ce filmează, pentru că nimeni nu putea să intre în muzeu fără mine. N-am văzut copia aceea. Înainte de filmul făcut împreună cu Mihaela Crețulescu, a fost Ruxandra Garofeanu, care a intrat cu mine și a filmat în 25 decembrie secvențe și multe imagini pe care nu le-am găsit la televiziune, din păcate. Poate că vor ieși. Vreau să spun că mi-aduc aminte că după ce a ars sala mică a Palatului, ai organizat o expoziție între tăciuni, ca să zic așa,
a graficianului Mircea Stănescu de la Sibiu. Exact. O expoziție impresionantă prin culoarea lucrărilor mari așezate pe arsură. Exact cum a fost un început teatral al doamnei Valeria Seciu într-una din sălile arse din partea Consiliului de Stat. Da. Vă rog, poftiți. Șerban Magiaru este numele meu și am venit astăzi așa, deja puțin roșu de rușine față de doamna Dorana Coșoveanu, căreia i-am făcut în urmă cu câteva vreme o promisiune de care nu m-am achitat în niciun fel și rușinea asta o spun public și cred că nici nu sunt singurul în situația asta, în această sală. Mai exact, n-am nicio îndoială, știu de la Dorana Coșoveanu că spune tot ceea ce poate să ne spună, tot ceea ce știe în legătură cu ce s-a întâmplat atunci, în decembrie 1989. Cred că eu, vorbeam despre mine, sunt vinovat și cred că suntem poate mai mulți aici, că n-am făcut mai mult ca să știm cu toții ce s-a întâmplat, dincolo de ceea ce ne pot povesti oamenii, cum este Dorana Coșoveanu. Cred că cumva ar trebui să încercăm, chiar și acum, după 20 de ani, nu știu, eu n-am reușit singur să fac câteva investigații pe care le-am promis. Am făcut alte lucruri și, repet, mi-e foarte rușine pentru asta. I-am spus, ne-am întâlnit acum vreo lună de zile, i-am spus Doranei Coșoveanu că mi-e jenă să o văd. Și acum vreau să spun că poate rămânem după ziua de azi câțiva, dacă mai sunt oameni aici care au idei, cum ar trebui să încercăm să aflăm ceva mai mult. Că nu mi se pare important că în clipa asta Dorana Coșoveanu nu a spus cum se numea directorul din 89 al Muzeului de Artă, dar trebuie să pornim, pe de altă parte, sigur, astea nu sunt nume secrete, dar cred că ar trebui să încercăm să știm ceva mai mult după 20 de ani și, și eu chiar cred că, de fapt, putem, dacă într-adevăr ne propunem, dacă renunțăm la alte lucruri care ni se par importante pentru noi și facem un efort cât de cât consecvent în direcția asta. Asta e tot. Mulțumesc! Mă numesc Georgeta Sorca și am ascultat cu mult interes ceea ce doamna Dorana Coșoveanu ne-a povestit. Fără îndoială că și toți cei care sunt aici în sală au ascultat cu același interes, dar toți care suntem aici știm mai mult sau mai puțin ceea ce s-a întâmplat acolo și am fost alături de muzeu și de cei care au fost în muzeu. Mă uit însă cu tristețe că nu sunt tineri. Foarte puțin, 10%, poate. Ei ar trebui să știe. Toți cei care au venit aici știu deja și sunt alături de dumneavoastră. Ce facem ca și alții să afle ce s-a întâmplat? Nu e suficient. Poate o legătură cu cei de la televizor, cei care dau pe Vacanța Mare și celelalte, poate băgăm acolo și acest film. Pentru că v-am spus, noi știm, cunoaștem și mâine, poimine nu mai suntem. Cei care trebuie să știe, cei tineri, nu sunt din nefericire, nu sunt aici. Și nu interesează. Nu știu dacă aceasta e durerea. Nu știu dacă știți, conferințele noastre, inclusiv cea de astăzi, se înregistrează și se publică. Și textul, și imagini separat, și chiar și conversațiile noastre. Sper, e cel mai lucru cel mai mic pe care putem să-l facem noi. Restul... E adevărat. E tăcere? Așa este. Pot să vă deranjez două minute? Cred că cel mai important lucru ar fi să răspundem la... Mă numesc Cornel Mihalache.
De la televiziunea română sunt. Caseta cu filmată de doamna Garofeanu e în videotecă, numai că e luată de doamna Sanda Vișan. N-am găsit-o în timp util să pot să fac 10 minute să arăt. Filmare din 25 decembrie, foarte interesantă. Dar trebuie să răspundem la două întrebări foarte clare. Cine a tras în Palatul Regal, în muzeu și în Biblioteca Universitară și de ce, până la urmă? Că asta e întrebarea. Și răspunsul e foarte clar. Nu teroriști au tras, ci armata din piață. De ce? E o teorie a pompierului incendiator. Nu? Ca să ai ce salva un pompier, ca să aibă ce stinge, trebuie să facă foc dacă nu e foc. Și atunci, Frontul de Salvare Națională, alături de armata represivă de la Timișoara și represivă de la București. Și vă spun de ce represivă, fac o paranteză. Conducătorul militar al televiziunii române e domnul Marin Oană, general. Conducătorul militar al radioului de după 22 e domnul Dorela Măriucăi. În jurnalul lui Gheorghe Voinea, găsit după moartea lui pe birou, e jurnalul de luptă, scris. Domnul Marin Oană a făcut represiunea de la Piața Romană din 21, cu o zi înainte. Domnul Dorena Măriucăi are oamenii de la baricadă pe conștiință. Și el a fost conducătorul militar eliberator al radioului. Ok. Și în Piața Rosetti cu tancuri. Păi despre asta e vorba. Deci, părerea mea personală, de ce au ars aceste clădiri și încă câteva clădiri din jurul televiziunii? Sigur, era locul unde se putea filma. Era locul unde se vedeau pe televizor. Pe televizor se vedea un război civil în toată regula. Exact. Numai că ardeau câteva clădiri. Lângă Biblioteca Centrală Universitară era lipită direcția 5, acea clădire albă a securității. A reieșit cumva din discuție că securitatea ar fi tras în tablouri? Nu cred. L-ați cunoscut pe Popescu, frumosul acela. Frumosul. El a fost cel arestat. Exact. Dar el apăra muzeul și el știa foarte bine muzeul. Da. Domnul care a tras cu tancul în Biblioteca Centrală Universitară îl cheamă Mircea Mureșan. Este general, profesor universitar, doctor, predă la școală și este membru PSD astăzi. Și deputat PSD, atenție, nu membru, deputat PSD. Domnule Mihalache, și întrebarea mea atunci, în seria întrebărilor, și noi ce facem? Părerea... Noi acum ce facem? Atunci am făcut... Acum facem filme, eu fac filme, eu asta fac, îmi pierd viața văcând filme despre Revoluție în fiecare an și sănătate. Ok. De ce s-a tras în aceste clădiri? Domnule Caramitus, urmăriți-mi logica, s-ar putea să greșesc. Când Constituția a căzut, Comitetul Frontului a zis, Constituția a căzut, toate instituțiile se demit, nu mai funcționează sistemul lui Ceaușescu. Constituția nu mai există, rămâne în vigoare cea din 23. Și asta e o problemă pe care Oliviu Tocaciu, avocatul Frontului, le-a ridicat-o. Doamna Blandian, țineți minte discuția, a fost discuție la ședința CFSN din 27, și domnul Caramir. Tocaciu a spus chestia asta. Mă, voi vă jucați cu focul dacă Constituția a căzut, regele e în vigoare azi. Păi ei știau asta în 22. Și atunci ce au distrus? Simbolurile regale. Pentru că... Exact. Auzind acest lucru, regele Mihai se putea și trebuia și se putea urca într-un avion, într-un charter, veni și muri ca un erou la Otopeni. Din păcate martir. N-a făcut-o. A avut 5 femei lângă el care nu l-au lăsat. Iertați-mi că spun asta, dar știu. Ori, asta au distrus, că venea regele Mihai și palatul ar fi fost perfect să-și ia. E, asta au distrus. E un joc de bilă, mandă bilă. Au câștigat mai multe lucruri cu asta. Vă rog să mă iertați. Mulțumim, domnule Mihalache. Mulțumim. V-ați prezentat, mă iertați. Mihai Lancuzov, muzeograf. Deci spun că acel
Eu știu, domn tovarăș, director Alexandru Cebuc, care până în 89 umpluse piața într-un fel cu lucrări privind istoricul mișcării muncitorești și revoluționare și mai ales case și locuri din București legate de istoria Partidului Comunist. Iar vis-a-vis de Palatul Regal, nu vorbea de Palatul Regal în cărțile domniei sale, ci vorbea de locul Piața Sfântului Ionică, unde întrocea pe vremuri tramvaiul și unde s-ar fi fondat în mai 91 Partidul Comunist din România. Deci asta vis-a-vis de directorul, al cărui nume din delicatețe doamna Coșovanu nu l-a pomenit. Auzind și eu, ca și atâta altă lume, am fost o zi sau două la Muzeul de Artă și am făcut ceea ce făceau și ceilalți. Pentru că la Muzeul Satului nu se întâmpla nimic, atunci m-am dus la Muzeul de Artă. Ce m-a șocat pe mine? Dacă observăm că societatea românească este polarizată și de mult timp este în felul ăsta, și atunci am observat cum întâi rafalele trase de armată, categoric, cu tot ce se era, cu tancul sau cu mitraliera de pe tanc, nu erau tot timpul, aveau pauze destul de lungi. Ei, în aceste pauze se întâmplau lucruri foarte, foarte ciudate. Multă lume venea de pe Știrbei Vodă, printre tancuri și printre barajele poliției și venea cu diferite lucruri. Unii veneau să se uite la intrarea de acces a personalului și a direcției, alții veneau pur și simplu să întrebe, e ceva de ciordit pe aici? Țin minte că venise cineva cu o căruță și a reușit să, și vrea să ia lucruri pentru el, pur și simplu. El n-avea treabă cu revoluția, pur și simplu venise la furat cu căruța. Altă persoană a fost luată de pe stradă pentru că avea o pungă imensă și s-au numărat 30 sau 40 de buletine valabile pe diferite nume și el vrea să intre în palat. Avea buletine de populație cu foarte multe nume și adrese și așa mai departe. A fost arestat și probabil eliberat în câteva minute. Lăsând deci aceste aspecte în care ne-am poziționat pe două zone, unii profitorii revoluției sau pur și simplu nu le păsa de ce se întâmplă, iar alții care într-adevăr făceau ce făcea acel tânăr soldat, a găsit o piesă prețioasă, s-a gândit să o ia și după aceea conștiința nu l-a lăsat. Mă întreb și eu, după ce am văzut că s-au restaurat cu atâta chin și repus în drepturi minunatele tablouri, oare merita Palatul Regal să găzduiască, după ce a fost deschis și amenajat așa frumos, merita să găzduiască expoziții de lenjerie intimă? Merita Palatul și Sala Tronului să găzduiască nunții țigănești? E o întrebare. Și atunci ne mai întrebăm sau ne mai mirăm că trăim vremurile care trăim acum? Asta e societatea românească. Mulțumesc. Și scuze aproape pentru ce s-a întâmplat. Ai lucrat mulți ani înainte de 89 la muzeu, dar ai rămas la muzeu. Ce, afară de legătura sentimentală și de sacrificiu pe care l-ai făcut atunci, ce te-a făcut să rămâi în continuare în muzeu? Să nu pleci la, să nu faci un muzeu nou sau să nu pleci la alt muzeu? Pentru că mi se părea normal și era datoria mea, să cred că era datoria mea, și îl vedeam refăcut. Îl vedeam în totalitate refăcut. Dar n-a fost părerea și a altora. Eu nu am plecat de bunăvoie din muzeu, am fost scoasă din muzeu. Știm. Și lucrul acesta
Poate că n-am să-l povestesc pentru că a fost extrem de urât. Și domnul Enescu, care era absolut cel mai potrivit om posibil pentru acea instituție, și eu cred că am format pentru o bună bucată de timp, 4 ani, un cuplu benefic pentru muzeu. Așa e. Am fost scoși în 24 de ore de un fel de comando care ne-a venit. Al Ministerului Culturii? Da, 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 al Ministerului Culturii. Am să scriu cine era în acel grup ilustru, dar pot să spun că cel mai greu pentru domnul Enescu a fost că acel grup a fost condus de un pictor care se cheamă Viorel Mărgineanu. Și care era atunci ministrul culturii. Nu, nu, nu. Care i-a luat locul domnului Enescu ca director. Și care a înțeles să vină cu un grup, să adune muzeografii care au protestat, care au făcut un protest. Am fost chemați la Comisia de Cultură a Parlamentului și n-am să-l uit pe domnul Ungheanu, care stătea vis-a-vis de mine, și când l-am întrebat, dar de ce faceți lucrul acesta? De ce schimbați un lucru care a început dramatic, dar încearcă să meargă bine? Mi-a răspuns tipic pentru domnia sa și nu numai, pentru că așa vrem noi. Da. Domnul Caramitru. Mă simt dator să completez câteva lucruri pe care Dorana le-a spus. Și unul special, acela peste care a trecut destul de ușor. Și anume că nici dânsa, nici alții n-au fost chemați în mod oficial la comisiile de comisiile de cercetare. Cercetare a evenimentelor din 22. Nici eu nu am fost chemat. M-am dus la cerere. Am cerut să fiu audiat și la Comisia Parlamentară și la Comisia de la Procuratura Militară al domnului Voinea. Încercând să povestesc ce știu și crezând că ceea ce spun va fi luat în calcul. Nu am avut senzația că s-a făcut. Pe de o parte. Pe de altă parte, e de știut că cererea de adăugare la Muzeul Național de Artă al aripei Consiliului de Stat a fost făcută de cei doi directori ai muzeului de atunci către mine. Da. Și la ora respectivă, împreună cu domnul Pleșu și cu încă 2-3 oameni interesați de bunăstarea acestui edificiu, am reușit să deturnăm ideea de a-l aduce pe domnul Iliescu acolo cu biroul lui de bază. Și a fost momentul când s-a mutat la Cotroceni. Mai mult decât atât, documentul care a stat la baza deciziei care s-a luat la nivelul Parlamentului Provizoriu și a Comisiei de Cultură pe care o conduceam, spunea în nota de fundamentare că odată pentru totdeauna să nu mai existe în această zonă nicio instituție a statului care se permită vreodată să se întâmple ceea ce mereu s-a întâmplat în Piața Palatului. Să ne aducem aminte și de anii dintre cele două războaie mondiale și de sfârșitul războiului. Tot acolo s-a tras, tot acolo s-a murit ca un destin negru. Acolo era, pe de-o parte, Palatul Regal, pe care comuniștii încercau să-i deturneze importanța, vis-a-vis era Ministerul de Interne, între cele două clădiri, un spațiu de subteran de pușcării și de păstrat armament. Și am reușit atunci să scoatem această decizie, care a funcționat până de curând. Când, în sfârșit, în ghilimele spun în sfârșit, Ministerul de Interne s-a întors în spațiul respectiv. L-a militarizat din nou. Referitor la ceea ce s-a întâmplat și ce prietenul nostru Mihalache spune și pe bună dreptate în seara respectivă, eu eram în studio 4 când cineva a venit și a spus trebuie să mergi acolo, arde Muzeul de Artă și Biblioteca Universitară. Nu mai venit să cred, noi nu vedeam imagini atunci în televiziune, acolo în studio 4,
N-aveam mașină, venisem, evident, pe jos. Am întrebat e cineva cu o mașină să mă ducă până acolo, să o oferi cineva. Mașina era un Trabant, care nici n-am băgat carne a pornit. Am împins la ea, am ajuns spre zonă, prin spatele Ateneului. Omul m-a lăsat, fiindu-i teamă, pentru că se trăgea în plin. Și pe jos, aproape târâș, am ajuns și am văzut scena care, probabil, o puteți vedea în documentele care mai există și în fotografii. Fostul comitet central înconjurat în evantai de taburi, multe, cel puțin 20 cred că erau, și toate orientate spre Palatul Regal, spre Muzeul de Artă, trăgând într-o veselie cu ce? Cei care au făcut armata știu, cu trasoare. Trasoarele sunt niște gloanțe ceva mai mari, care nu aveau niciun efect practic asupra zidurilor, ci numai asupra geamurilor. Dacă țineți minte și se vede și în imaginele din film, doar ciupeau puțin din zidurile atât de groase ale acestei clădiri importante. Deci nu făceau altceva decât să împuște prin geamuri ce credeau ei că mișcă acolo. M-am pus la șenii, la roata unuia din taburi, a venit un tânăr ofițer pe mine și zice, de ce trageți? Împotriva cuita, sunt teroriști acolo. Pe acoperiș și în imaginele care se pot vedea oricând, erau vreo trei inși care fluturau niște steaguri, dacă țineți minte. Acolo, în zona aia, nu se trăgea. Se trăgea numai în ferestre. Mi-am dat seama că este o chestie absolut aberantă. Din partea cealaltă nu trăgea nimeni. Nu exista un tir de oponenți. Și atunci am fugit pe balcon, am luat microfonul și am strigat timp de vreo, cred, 20 de minute, o jumătate de oră, să nu se tragă. Biblioteca universitară arsese deja, era dusă până la cât mai vedeți din ea acum, aici se trăgea și se vedeau flăcările din spatele geamurilor. Mai târziu am aflat că eu ordonam acest tir către muzeu și către biblioteca universitară, fiind și eu pe lista neagră a lui Corneliu Vadim Tudor. Și, mă rog, când i s-a spus, domnule, omul striga, nu trageți. Și el spunea, da, era un cod. El, când spunea să nu tragă, atunci se trăgea. Atunci trebuia să se tragă. Țiu minte și vag sunetele de atunci și faptul că în piață, cum bine ai spus, pe lângă taburile astea mișunau sute de oameni, de fapt. Piața era relativ plină de oameni, în timp ce se trăgea peste capul lor. Și din invers nu se trăgea deloc, că la un moment dat s-a oprit. La un moment dat s-a făcut oarece pauză din aceste zone. Și atunci am putut pleca de acolo. Este limpede că ceea ce spui poate fi adevărat. Zic poate, pentru că dovezile materiale, în afară de analizele făcute de oameni judicioși care spun ce spun și eu, că dacă tot tragi cu atâtea tancuri în ceva, trebuie să ai și un inamic acolo care să-ți răspundă, nu? Măcar în filmele chiar făcute de Nicolaescu, vezi că unul se ascunde și de altul care trage și viceversa, nu numai în filmele americane. Nu se trăgea deloc. Ori era unul pe balcon sau mai mulți care o țipau de acolo să nu se tragă și puteau să tragă în ei, că dacă vreau să facă ceva în sensul ăsta. Deci a fost întreținut un climat de spaimă, cum bine ai spus, este și convingerea mea absolută, și nu numai aici, și la radio, și pe străzi, până când Ceaușescu a fost executat. De altfel, în 25 dimineața, după ce ajunsesem acasă, plecat din 21 în noaptea de 23-24, nu ne-a mai căutat nimeni la telefon, l-am sunat și pe Dinescu, nici pe el. I-am spus ceva, este foarte straniu, ori i-au arestat pe toți și tot ce se întâmplă e doar un scenariu, zic că e bine să mergem. A venit, ne-am dus la Comitetul Central, unde bănuiam că este în continuare cartierul general. Am intrat, de aici urmează, sigur, eu asta am să le scriu cam așa cum le și spun, urmează și o zonă amuzantă, dacă vreți, tragic amuzantă, că în interior, pe ziua de 25, interiorul Comitetului Central era militarizat, la fiecare
etaj, jumătate de etaj pe scări, erau baricade de saci cu nisip, cu militari înarmați până în dinți în spatele lor. Și cel care ne-a condus era un ofițer tânăr și cu un soldat care ducea apă minerală și care ne spunea, trebuie să stați, să spun parolă la fiecare, care e alta la fiecare jumătate de etaj. Și spunea, sunt cu Caramitru Codinescu, ducem apă minerală, Maricica. Urca, sunt cu Caramitru, ducem apă minerală, Florica. Și ca să scape de control. Și la ultimul pasaj a uitat parolă. Erau prea multe. Și sunt cu Caramitru, sunt cu apă minerală. Și atunci s-a auzit cum au armat pușca ăia din spate. S-a auzit zgomotul specific când se armează. Și a spus, Mărioara! Și a adus aminte și a zis, de spate. Ne-am dus acolo, am intrat înăuntru, am dat de o adunătură de nebuni, Dan Iosif și Cazimir Ionescu și alții îmbrăcați în uniforme de alea de, cum se chema, am uitat, apărare pasivă, mă rog, cum vreți. S-arestau unii pe alții, din 10 în 10 minute. Doamna Mazilu, soția lui Dumitru Mazilu, într-un colț, șocată și așezată în fund și stând cu capul strâmb, am întrebat unde sunt ceilalți, au spus sunt la mare stat major, am vrut să plecăm, alături erau încăperi în care se aflau militari, care nu ne-au lăsat să mai plecăm. Noi venisem însă cu gândul că ceva e în regulă și venisem cu niște prieteni cărora le-am spus că dacă nu ieșim într-un ceas, înseamnă că ne-au arestat. Dar dacă le spunem și ne scot totuși, dacă ies cu haina deschisă, înseamnă că suntem liberi, dacă stăm cu ea închisă, înseamnă că ne-au luat. Deci un fel de Maricica Mărioara. Un fel de Maricica, ca să știți. Au și astea rostul lor. Le-am spus lucrul ăsta și atunci colonel care era acolo, mă rog, un fel de șef, ne-a lăsat să plecăm. S-a oferit cineva să ne ducă și cu un tab. Am ieșit cu haina deschisă, lume multă era jos, o să aveam 25 spre ora 2-3, cred. Dar ne-au băgat într-un tab și cum în tabul ăla se intră greu, l-ați văzut cât de greu a ieșit Ceaușescu din el, dar intrarea e la fel de grea. Și ne-au tot împins, cei care erau în piață au crezut că asta a fost o manevră și că ne-au luat. De fapt ne-au dus la Marele Stat Major, unde, mă rog, mai spun întâmplări de pe drum, am intrat și am găsit pe cei pe care îi căutam, pe Iliescu, pe Roman, pe Brucan, pe Militaru, pe Stănculescu și la un moment dat chiar și pe șeful securității, pe Vlad, nebărbieriți, nespălați. Și îmi întreba ce se întâmplă, a spus, l-am prins, l-am judecat, l-am condamnat, l-am executat și așteptăm casetă. Păi ziceam, spus, noi de ce nu știm? Pentru că n-a fost timp să vă spunem. A venit caseta, s-a pus în aparat, s-a derulat cu viteza normală și atunci am fost cel care a cerut să dea pe repede înainte. Pentru că mai important era de văzut ce s-a întâmplat la final. Și am văzut finalul de care ați văzut, de care știți, mai puțin și la momentul respectiv, momentul execuției propriu-zise. Pentru că în momentul în care au fost scos pe ușă, după aceea am văzut jos, a apărut clar că este un aranjament, un trucaj. Și am strigat atunci trădare, că părea ar fi o trădare. Se pare că ceea ce am aflat ca explicații, că n-au avut timp să filmeze, a fost adevărat, pentru că așa s-a și întâmplat. În toată această perioadă, mă întorc la ce voiam să vă spun. Noi nu am fost contactați. Am fost ținuți departe de evenimentele de care vorbim, că probabil am fi sezizat ceva. Este limpede că și rezultatele statistice spun același lucru, că după arestarea lui Ceaușescu în 22 seara și până la executarea lui, au murit mai mulți decât în timpul noaptea de 21 și a doua zi până l-au prins. A fost limpede. Da. Armată, să te trebuia câștigat o credibilitate a unor care nu pregăteau lovitura de stat pentru mai târziu, poate. Nu erau oameni
Asta a fost. Sigur că da. Și toată suita de evenimente care a fost după aceea, desfințarea așa zisă, așa zisă desfințarea securității și păstrarea personalului securității, apoi salvarea sistemului instituțional a Partidului Comunist la nivelul 2 și 3 și apoi legea care a apărut cu privilegiile revoluționarilor, sunt cele trei, zic eu, acțiuni de geniu, în ghilimele, a domnului Iliescu și a celor care l-au ajutat. Mulțumesc. Dă microfonul, te rog, în spatele tău. Bună seara! Mă numesc Arcadia Hinescu, sunt jurist și aș vrea să o întreb pe doamna Coșoveanu, în primul rând, ce așteptare are de la tinerii de astăzi, prezent sau nu în public, dar eu o să am grijă să împărtășesc unor prieteni de-ai mei, părerea noastră, și pe de altă parte aș vrea să știu un fel de o viziune în perspectivă care sunt consecințele asupra imaginii noastre despre niște artiști de care noi am auzit, știm cum, ce scriu sau ce pictează. Și acum, la conferința de astăzi, aflăm că ei au fost implicați politic în anumite acțiuni și nu neapărat meritos. Prin urmare, cu ce ar trebui să plecăm noi de aici? Ar trebui să ne păstrăm imaginea acelor persoane ca și artiști și să-i căutăm în continuare și să îi valorificăm? Sau, pentru că, pe de altă parte, ei au rănit pe alți oameni și în același timp prin acțiunile lor au produs diverse prejudicii artiștilor, artei în general, ar trebui să închidem fereastra dedicată lor și atât. V-aș răspunde spunându-vă că cred foarte mult în cei tineri și dacă le-aș da un sfat, pentru că cei cu părul alb ca mine sunt dispuși să dea sfaturi, dar eu încerc să n-o fac. Nu de altceva, dar ele nu sunt ascultate. Dar v-aș spune să rămâneți curioși. Curioși să citiți ce s-a întâmplat înainte de a fi voi în mijlocul lucrurilor. Ce s-a întâmplat, iată, cu 20 de ani în urmă, cu 25, nu mai mult. Pentru că în momentul de față există atât de multe cărți, atât de multe lucruri povestite, atât de multe amintiri ale oamenilor din diferite categorii sociale, inclusiv artiști, plastici, poeți, scriitori și așa mai departe, muzicieni, încât este imposibil să nu vă faceți, să nu puteți să vă faceți o părere despre ce a fost înainte. Pentru că prezentul trăiți, viitorul aveți în față, dar n-aveți un sprijin în ce a fost în urma voastră și pe care n-aveți de unde să-l știți decât citind, decât întrebând oamenii, decât profitând de cei ca mine care își aduc aminte și încearcă onest să spună lucrurilor pe nume. La a doua întrebare, artiștii plastici, ca toți artiștii, că sunt ei scriitori, că sunt poeți, că sunt muzicieni, sunt oameni. Ei pot să facă parte din politică sau să stea deoparte. Nu îi obligă nimeni. Nimeni nu îi împinge să facă, să renunțe la crezul lor, la arta lor de a deveni oameni politici. Mie mi se pare normal să fie în lumea sau în protestul civic al unei nații, dar nu neapărat în fruntea bucatelor, în fruntea încâlcelii politice care nu te lasă să rămâi tu însuți. Atâția oameni, și avem aici un exemplu perfect în doamna Blandiana,
s-a implicat, este o poetă care putea trăi perfect numai cu meseria ei, dar s-a implicat în acțiunile civice, în acțiunile care aduc istoria în față, istoria noastră trecută și mizerabilă. N-a făcut-o decât pentru ceilalți, mâncându-și din timpul și din plăcerea scrisului și statului deoparte. Eu am spus de domnul Mărgineanu și nu numai de el, pentru că au fost oameni și au rămas artiști plastici care au dorit o putere politică, un avantaj politic. Nu toți au făcut treaba asta. Și vă rog să mă credeți, n-am avut eu timp să spun câți din artiștii plastici, cum a fost domnul Stendhal, de exemplu, care a venit cu grupul lui de studenți atunci, în zilele alea, imediat, și a lucrat perfect cu noi, curățând tot ce arsese în cabinetul de stampe, în cabinetul de documentare, sala de documentare a cabinetului de stampe. Da, el a venit să ajute. El n-a pretins nicio răsplată. Exact cum n-a pretins răsplată cel de la directorul de la fabrica Letea, care a trimis fără să-l întrebe nimeni, fără să ceară nimeni. Ne-am trezit la ușa muzeului cu un tir și cu un val de hârtie imens pentru a proteja lucrările, pentru a înveli lucrările. Ce-a gândit el că ne poate folosi? Deci ăștia sunt oamenii care vor să ajute pe cel de alături și vor să-și ajute țara. Nu se gândesc la micul lor profit, imediat sau de distanță mai mare. Nu, un artist este și el un om, mai prob sau mai puțin, mai corect sau mai puțin corect, mai oportunist sau nu, sau mai drept, mai ținându-se bine pe picioare. Pentru că de-aia am ajuns noi să fim nemulțumiți de urățenia care e în jurul nostru, care este foarte mult, care ține foarte mult și de estetic, de esteticul interior și de esteticul de din afară. Că m-a impresionat întrebarea dumneavoastră. Noi am făcut aici, cei care nu au această hârtie de astăzi, sunt mulți conferențiari care au vorbit adăugându-se, dacă vreți, celor care comentează dintr-un unghi subiectiv și în același timp inteligent, teme asemănătoare. Iată, Lucica Hosu Longin, exercițiul memoriei. Este o conferință pe care ați putea să vă procurați. Octavian Paler cu melancolie despre barbari. Adrian Cioroianu, comunismul românesc între speranțe și capcane. Ileana Mălăncioiu, vina tragică. Doina Jela, memoria înșelătoare. Cele două conferințe ale lui Neagu Juvara. Constantin Ticu Dumitrescu, de conspirarea securității imperativ al democrației. Tismăneanu, anul revoluționar 1956. Ana Blandiana, bășcăria la români, de la apărare la sinucidere. Și Hertha Müller, chiar înainte să ia premiul Nobel la conferința ta aici, e mereu aceeași zăpadă și mereu același neică. Iar pe 19 decembrie l-am invitat pe Teodor Mărieș. Pe 17, scuzele mele. Pe Teodor Mărieș, ca să închidem anul cu el, cu titlul În căutarea adevărului. Irina Hasnaș, chiar mi-ați răspuns deja la întrebarea mea. Cine a avut inițiativa să aducă studenți la Muzeul de Artă în acele zile, nu mai știu exact când? Și aș vrea să o menționez și pe doamna Teodora Stendhal, profesoara noastră, exact, care ne-a luat cu dânsa, nu știu, cred că n-am stat mai mult de o zi, oricum am luat lucrări pe hârtie din apă și le-am pus pe o frânghie să se usuce. În același timp, aș vrea să vă mai, poate îmi spuneți dumneavoastră, se vehicula acel zvon, acea dorință de a face un cordon viu între Ateneu și Muzeul de Artă, să se mute tablouri din muzeu în Ateneu. Și am stat cât am stat acolo, dar nu s-a întâmplat acest lucru și chiar stăteam să mă gândesc cum, dar nu sunt mai vulnerabile, treceau chiar pe lângă tancuri. Se auzea și în muzeu despre așa ceva.
Și o amintire care pe cât poate să pară de patetică și de siropoasă, pe atât a fost de reală, eram... Aproape tot timpul am fost cu tatăl meu acele zile, că n-aveam voie singură, prin oraș. Un porumbel alb, înroșit, chiar pe treptele intrării din Știrbei în muzeu, și în același timp un soldat ieșind pe targă și el la fel de înroșit, despre care nu știu ce s-a întâmplat. Și o întindere de mână sau de gând spre alt subiect, trebuie să recunosc că când m-am simțit eu cel mai devastat a fost când am văzut că a ars biblioteca. Îmi pare rău. Era vorbit acum despre muzeu. Și îmi reproșam mie cum de poate să-mi pară mai rău de cărți și de bibliotecă decât de oamenii care știu că au murit. Ce-i mai important, cartea sau omul? Mă rog, asta era acum 20 de ani, la vreo 22 de ani. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă mai avem timp de... iartă-mă. Dacă ar fi să spun toate lucrurile ciudate care s-au întâmplat apropo de mutatul lucrărilor, au fost permanent, am fost dopați, dacă vreți, de tot felul de zvonuri. Se dorea efectiv ca muzeul să rămână deschis tuturor, pentru că vă dați seama ce s-ar fi întâmplat. Da? Așa că ăsta este răspunsul meu. Mai avem timp de o întrebare. Doja Fudoreanu, nu necesită răspuns, nu e o întrebare. Vreau să dau două mărturii despre niște reacții la niște provocări ale mele. Geo Bogza locuia după cutremurul din 77 pe Știrbei Vodă și prin noiembrie așa m-am dus la dânsul și i-am spus... Aoleu, de ce n-am avut un creion lângă mine? Azi noapte mi-au venit în gând niște lucruri care musai trebuie spuse după ce era evident că va veni foarte curând un după. Și răspunsul lui Geo a fost: Fodorene, nu cuvinte trebuie aici, ci foc, pentru că aceea metastază. Asta era părerea lui despre societatea românească. Iar pe 24 ianuarie, când m-am dus fuga în drum spre Otopeni, am trecut pe la dânsul și eu eram ca turdean și prieten cu familia Rațiu, poate rudă, merg să vină Rațiu și mi-a spus doar atât: Fodorene, ce poate face Rațiu cu mincinoșii ăștia? Mulțumesc! Am zis o singură întrebare, dar fac o excepție pentru că... sunteți de mult gata de vorbă. Mulțumesc. Bună artistă, m-am abținut, dar totuși aș vrea... Vreți să vă prezentați, vă rog. Da, Cristina Rusu, sunt artist plastic. De câte ori asist la conferințe despre monumente istorice care se demolează, despre tot felul de situații legate de artiștii plastici, de cultura țării, de absolut tot ce se întâmplă în Bucureștiul ăsta și nu numai, am așa o strângere de inimă că ne întâlnim, ne spunem părerile și nu facem mai mult. Adică ce aș propune tinerilor mai ales? Să se întâlnească mai mult, să se informeze mai mult, așa cum propuneau cei din sală și doamna Coșoveanu, și să ia atitudine atitudine civică. Înainte exista Alianța Civică, acum există câteva grupuri de tineri, Art Foc, de exemplu, care... fac tot felul de manifestări legate de prezervarea monumentelor istorice și de ceea ce se întâmplă în sensul ăsta. Adică mă gândesc că și aici s-ar putea ajuta puțin cultura, adică să trăiască mai mult, să fie în atenția politicienilor mai mult ceea ce se întâmplă cu cultura țării acesteia. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Trebuie să încheiem, din păcate, după masă este mai devreme decât de obicei o repetiție generală aici și trebuie terminat decorul. Mulțumesc, 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 mulțumesc Dorana Coșoveanu, mulțumesc Mihaela Crețulescu și mulțumesc și dumneavoastră.